Frate, dacă mai vreți clipuri de genul acesta în care să reacționăm, să facem o grămadă de chestii, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Cu cât se strâng mai multe like-uri și cu cât se strâng mai multe share-uri, cu atât eu voi posta din ce în ce mai des și vom rupe YouTube-ul cu picanții. Deci așa că nu te costă nimic să pui la story pe Insta că am postat un clip nou și eu să-ți dau follow. Așa că mulțumesc foarte mult și hai să trecem. Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou videoclip. De data aceasta am ceva foarte, foarte interesant să vă arăt. Am găsit un videoclip în timp ce navigam pe internet cum ar suna vocile unor artiști foarte, foarte, foarte tari și cunoscuți cu autotune și fără autotune. Am vizionat decât foarte puțin din clip și mi s-a părut super interesant. Unele voci chiar m-au uimit pentru că nu mă așteptam să aibă vocile chiar așa și am zis, băi frate, de ce nu? Haideți să împărtășesc și cu voi acest lucru și bă, sper să vă placă. Prima din câte văd este Ariana Grande. Chiar sunt curios. Haideți să vedem cu autotune și fără autotune. Bă, cu autotune sună super, super, super bine. Acum, haideți să vedem și fără autotune. Nu prea cred eu că Ariana Grande are o voce super, super wow. Ok, deci live, e live. Mi-am schimbat părerea. Mamă, ce bine cântă Ariana Grande, lol. Băi, frate, fără autotune, adică se vede că vocea e curată. Super tare, frate, super tare. Ok, următoarea este Demi Lovato. Demi Lovato știu că, virgulă, cântă foarte, foarte bine. Haideți să urmărim. Mamă, ce bine cântă, mamă, îmi place super mult piesa asta. E super tare, Demi Lovato, super tare. Mamă, și aici o duce bine, mamă. Dar vreau să vă partea înaltă. Vreau să vă la partea aia înaltă de sus. Dacă contribuit cu ceva autotune-ul. Super, 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 super. Rău, rău, rău de tot. Super, rău, rău de tot. Justin Bieber, frate. Chiar vreau să vă mă, frate. Deci eu mereu l-am ascultat, dar de fiecare dată cream că el cântă cu autotune. Chiar vreau să văd fără autotune dacă e vreo King, cu autotune sună bine. Da, deci cu autotune n-avem nimic de comentat. Oricum el are vocea aia, gen timbru e bun la el. If you feel you're sinking, I will jump right over into cold. Bă, nu-mi place, ești prost? Nu-mi place. Uite, acum a dat-o bine, dar la început, nu știu, frate, zici că behâia așa, nu știu. Nu, deci e altceva, fără autotune și cu autotune, nu știu. Bă, sincer, nu știu cum o cheamă pe tipa asta, am uitat. Dacă știți voi, scrieți-mi voi în comentarii, eu am uitat. Sună decent, sună ok, sună comercial. Piesa sună a ce trebuie. E ok. Sună mai bine. Uitați-mă, tocmai despre ce ziceam. Bine, acolo nu știu că e chiar autotune, dar e făcut în studio. Dar, băi, live sună mult, mult mai bine. Gen tipa asta sună mult, mult mai bine. Katy Perry, ok, hai să vedem. Ea niciodată nu prea a avut piese din astea penalte. Gen, ea mai mult comercial a cântat, deci nu pot să văd ce mare diferență ar putea să facă. Cream că doar la noi în România se promovează prostia. Dude, sună prost. Nu știu nici cum o cheamă pe tipa asta, dar știu că cântă piesa aia cu I'm all about the bass, about the bass. Îmi scrieți voi în comentarii. But I know you lie, 'cause your lips don't move it, baby,
a sunat decent, nu aș avea ce să comentez pentru că nu prea a avut o parte în care, dar a sunat decent, a sunat cam la fel. Rihanna. Rihanna știu că are o voce super, super bună. E și ea bună, dar are o voce bună, Rihanna. Și nu, am niște așteptări mari de la ea. American. Ok, asta e fără autotune, ia să vedem. Oh, every breath I breathe, chasing this American dream. We sweat for nickel and a dime. Prea e wow. Adică nu prea chiar la ce mă așteptam eu. E cam așa, nici like, nici dislike nu-i dau ei. Turn it into an empire. Breathing this feeling, American oxygen. No, îi dau like, îi dau like pentru că mi-a plăcut partea asta cum a interpretat-o, mi-a plăcut. Păi, deci de Selena Gomez am auzit că ea nu cântă deloc. Dar hai. Măcar fața o ajută. All day, all night, I'll be waiting, stand by, I can't stop because I love it. Hate the way I love you all day, all night. Maybe I'm addicted for life, no lie. Bă, mi se pare mie sau a dus-o mai repede. Stand by, I can't stop because I love it. Hate the way I love you all day, all night. Maybe I'm addicted for life, no lie. No, nu-mi place deloc. O să stai de mâna cu Justin Bieber, prietenul tău. Ce bine cântă tipa. E Lady Gaga sau ce? Că nu-mi dau seama. Sună exact la fel. Nu înțeleg de ce au mai pus cu without autotune și without autotune, pentru că nu e nicio diferență. Cântă chiar mai bine fără, gen live, sună mult mai bine. Cred că știm cu toții cine este Miley Cyrus. Deși nu am așteptări mari de la ea, sper să mi le doboare. Mamă, ce electronizată este piesa asta. E nu știu. Mamă, ce electronizată are piesa. E uite ce s-o de. Observați? Ia, curios. M-a spart, bravo frate, chiar îmi place. Shawn Mendes, hai frate, că el cântă foarte bine și live. Nu mai am nimic de comentat. El cântă super, super ok. Mie îmi place cum cântă. Și în studio, gen, și piesa editată, masterizată și live. It's the same shit, bro. It's the same shit. Nu, deci are un mare like de la mine un Mendes pentru că nu folosește autotune, din câte se pare. Adică cel puțin așa se vede și așa se aude și mie chiar îmi place foarte, foarte, foarte mult. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să apăsați pe butonul de subscribe și apăsați clopoțelul. Fraților, să dați un share pe Instagram sau pe Facebook pentru că mă ajută foarte, 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 foarte mult. Eu am fost Antonio și până la următorul clip, v-am pupat, pa, pa!